Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Știți câte incendii de locuințe și anexe, mă rog, au loc pe zi în România? În 2020, 19 în medie, 19. Tot anul au fost peste 6700 de incendii de locuințe. Ceea ce... Nu ți-ai imaginat. Da, la știri vezi câteva așa din când în când. Ele vezi cele mai importante. Da, sunt la și altele, dar sunt... O mulțime, sunt mii și mii de oameni cărora le ard casele în fiecare an. Și știți câte din aceste locuințe vor fi asigurate facultativ pentru... Deci în țara asta 95% dintre români sunt proprietari ai locuințelor. E o situație excepțională. Așa s-a moștenit, da. Da, 95% proprietari, știm, s-au vândut foarte ieftin în anii 90, imediat după Revoluție, toată lumea și-a cumpărat casa foarte bine, asta incumbă și anumite responsabilități. Numai 17% dintre locuințe au și asigurare facultativă, împotriva nu doar a incendiilor, la orice de dezastre și la cum e vremea acum, adică și vijelii, furtuni, tornade, inundații. Eu am asigurare facultativă de foarte mulți ani. Păi și eu am, dar e aia care e valabilă inclusiv pentru inundație că se sparge o țeavă, nu dă cataclisme naturale. Poți să ai inundație inclusiv că ți-a inundat să ai asigurare inclusiv că ți-a inundat vecinul. Deci e o formă de prevedere elementară și sunt destul de ieftine. Adică valoarea asigurării mele facultative, că m-am și am verificat după ce am văzut statistica asta, este de 85 de euro pentru, pe an? Pentru o valoare de asigurată de peste 100.000 de euro. Cred că 120.000 de euro. Eu plătesc vreo 40, cred, sau 50, dar bine, asigurarea mea se referă în principal la asta cu inundații și cu bunuri, dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva. Dar să știi că funcționează, adică tata a avut acum vreo 7-8 ani o situație de-asta, i s-a spart o țeavă în baie și a inundat vecinul și s-a umflat parchetul într-o cameră. Și l-au despăgubit, în sensul că i-au plătit și reparația vecinului și au schimbat și lui, i-au plătit ce a trebuit să schimbe parchetul și ce bunuri a mai avut. Funcționează destul de simplu chestia asta. În această vară, citez dintr-un comunicat, asiguratorii au plătit peste 40 de milioane de lei doar pentru daunele cauzate de fenomene meteo extreme. 23 de milioane doar de spăgubiri ca urmare a viiturilor, vijeliilor, furtunilor, ploilor torențiale și tornadelor, că au început să apară și tornade în România. Mă rog, pentru asta mi se pare că e și o asigurare obligatorie. Există și asigurare obligatorie de locuință. Dar știi cum e în România? Asigurare obligatorie, PAD, îi spune, poliță de asigurare împotriva dezastrelor, e foarte ieftină. Dar nici pe asta, și asta este plătită, este încheiată de foarte puțini oameni, adică mai puțin de, nu știu, cam 20%. Deci e obligatoriu. Cu o poliță PAD, dar pentru că fiind în România, obligatoriu este tot facultativ. Mi se pare o lipsă de prevedere teribilă, mai ales că este atât de ieftină. Adică, dacă eu plătesc 85 de euro pe an, pentru o valoare asigurată de 120.000 de euro, mi-am făcut un calcul vreo 1.300 de ani. Ca să, știi, să ajungă la valoarea respectivă. Și asigurarea asta facultativă o faci. Evident, nu că ești obligat, o faci ca să fii ferit de probleme, că nu știi când se întâmplă. E cum îți iei de o grijă, cum ar veni. Da, cum e cu centura de siguranță? Mă, n-ai nevoie de ea până când ai nevoie de ea. Și cu asigurarea, știi? Mă, n-ai nevoie de asigurarea aia facultativă împotriva incendiilor până când îți ia foc casa. Și descoperi că, băi, frate, dar știi, am pierdut o casă în care am investit o mulțime de bani, de energie, mi-am luat credit pe nu știu câți ani. Toată familia depinde de locuința asta. Ce facem acum? Și ce simplu era. De unde fac acum rost de, nu știu, cât costă o locuință? Că, cred că mai jos de 30, 40, 50 de mii de euro în România nu mai poți să-ți cumperi un apartament de două camere, trei camere. Sigur, depinde și de orașe. Dar te gândești, poate nu era bine să fiu prevăzător până acum? N-ar fi fost mai simplu? E o chestie de prevedere elementară. Și asta e o chestiune de educație inclusiv financiară. Adică asigurare este un element al educației financiare elementare. Plătești o taxă mică, ca în cazul în care ți se întâmplă ceva, să fii apărat de consecințe care pot fi foarte grave pentru o întreaga viață. Uite, pe mine m-ai pus pe gânduri. Eu n-am, dintre cei din studio, eu n-am sens. Îți fac cunoștință cu agentul meu. O să iei un tip foarte serios. Este super simpatic. Omul e băiat tânăr, de ani de zile lucrez cu el și știi care e treaba mișto acum? Că nici nu trebuie să-ți mai bați capul. El îți trimite pe mail. Da, sunt specializat și fac ei toată din treaba. Din timp îți trimite. Expira aia. Anul ăsta a costat. Pentru că n-ai făcut nu știu ce, costă așa. Pentru că n-ai avut incidente, ți-a scăzut nu știu cât.
vrei să faci sau nu. Bravo, foarte bună, m-ai pus pe gânduri. Tot. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.